Altă întrebare este din Deuteronom 23 cu 2. Aceasta mi s-a părut <coughs> destul de interesantă. De ce un om născut din curvie nu avea voie să intre în adunare și nici chiar al zecilea neam în urma lui? Cum vi se pare această măsură? Nu știu dacă la asta se referă. E un termen acolo, mamzer, e în ebraică, care mai apare încă o dată în Biblie, în cartea lui Zaharia, și din cartea lui Zaharia, mi se pare că e capitolul nou, dacă țin bine minte, e... ar părea că are sensul de străin, mai degrabă. Mi se pare chiar în traducere cu străin. Și atunci întrebarea este dacă Mamzer nu cumva înseamnă metis, adică născut din părinți străini. Poate jumătate-jumătate, un, un, un evreu cu un, cu un străin. Uh, și atunci s-ar încadra mai bine cu contextul. Dacă citim în continuare, sigur, sunt excluși din obștea Domnului, din comunitate, cei care au niște mutilări corporale. Și apoi sunt excluși o seamă de străini. Unii sunt lăsați, dar alții sunt excluși. E corect ce înseamnă să faci aceste excluderi. Să știți că legea, în general, și ăsta este un exemplu foarte bun: să înțelegem cum, cum e văzută legea Vechiului Testament. Legea e un cadru. Legea nu este, nu înseamnă ultimul cuvânt. Și mi se pare extraordinar să vedem că exact această lege din Deuteronom 23 e depășită de o altă uh, Revelație, care e tot în Biblie. Dacă citim, de exemplu, Isaia 56, vedem cum exact. Problema asta a străinilor care se alipesc de Domnul este depășită. Adică, să nu zică străinii, indiferent de ce etnie sunt, să nu zică că Domnul îi desparte. Ăsta e mesajul din Isaia 56. Și este într-un fel răsturnarea, în ghilimele, că de fapt nu e o răsturnare, e o aprofundare. E răsturnarea, să zicem, acestei legi din Deuteronom 23. Și uitați, dacă citim acolo, asta apropo și de. Ce ar putea să însemne mamzer, adică metis sau străin Avem cazuri cu străini pe care legea din Deuteronom 23 iar exclude Și care nu numai că sunt primiți în comunitate Dar sunt și în poziții de mare cinste Gândiți-vă la Rut Rut este moabiteancă Dacă citim Deuteronom 23 vedem că moabite Tenim, o erau excluși. O amonită este una dintre mamele regilor din Iuda, regiului din Iuda. Nama Amonită este una din, din care se naște un rege, regele Ieroboam. Deci avem momente în care nu numai că sunt Primite, ci sunt chiar în poziții deosebit de importante. Și acest lucru ce ar arăta, zic eu, că legea lui Dumnezeu nu e o problemă să fie încălcată dacă se face în, 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 în direcția dorită de Duhul care este în lege. Legea e doar un cadru. Ca să înțelegeți mai bine la ce mă refer, gândiți-vă, uitați profetul Iona se duce în Ninive spunând că cetatea va fi distrusă. Cuvântul lui Dumnezeu va fi încălcat pentru că cetatea nu o să fie distrusă. El când se duce cu mesajul nu îl condiționează. Lui Dumnezeu îi place ca cuvântul lui să fie încălcat în ghilimele. Dacă lucrul asta înseamnă schimbarea inimii, din partea, din partea oamenilor. Cananiții au fost excluși și totuși o avem excepția cu Rahab Cananita, care era și desprânată pe deasupra și care este primită în, în comunitate. Deci chestiunea asta cu cine e exclus din adunare e relativă. Pentru că odată vom avea excepții. Care arată că legea este doar un cadru, și pe de altă parte vom avea momente în care explicit se va deschide poarta, cum e cel din Isaia 56. E ceva de genul, Dumnezeu spune: Nu o să mai rămână Duhul meu în om decât 120 de ani, și după aia e o grămadă de exemple cu oameni care depășesc 120 de ani. Deci, a uitat Dumnezeu că a pus un, un, o limită de viteză sau...